Salutare, oameni buni! Suntem la un nou episod din podcastul Mentori. Astăzi m-am gândit să vă prezint pe cineva drag mie, de la care am învățat anumite lucruri și mi-au prins bine de când am făcut cursul cu domnia sa. Este vorba despre doamna pe care o aveți în imagine, doamna Georgeta Sultan, care este formator Theta Healing. Așadar, dragă doamnă Georgeta Sultan, sper că ne putem tutui, da? Și că eu zic teacher mereu, dar o să zic ori teacher, ori, dar cred că teacher o să zic, pentru că m-am obișnuit foarte mult așa. Te rog să ne spui cine este Georgeta Sultan, așa cum se vede ea însăși. În primul rând, bună ziua! Bună ziua ție, bună ziua ascultătorilor tăi! Îți mulțumesc pentru invitație și sunt onorată că m-ai invitat la acest podcast. Eu îți mulțumesc. Da, poți să-mi spui cum vrei tu. Eu știi că și eu ți-am dat ție un pseudonim de la Eugen. Am spus că numele tău conține geniu, genius, așa te-am și în telefon, genius. Și de multe ori mă gândesc oare cum te cheamă, că tu bine ești genius. Mulțumesc mult, mă onorează ceea ce spui. Venim de la tine care ai atâta experiență în domeniul ăsta care mi-e drag, mie sufletului mult de tot, și anume Theta Healing. Te rog, Și mie, deci cum se da. vede, sunt convins, cum se vede Georgeta Sultan pe ea însăși? Da, Georgeta Sultan este un pic identificată cu acest rol de terapeut și de formator, cum ai spus tu. În primul rând, eu sunt mă văd ca pe un terapeut, pentru că îmi place foarte mult să analizez, să interpretez, să găsesc înțelesuri în simbolistica trăirilor oamenilor, să văd, să mă conectez cu copilul lor interior și să simt ce a simțit acel copil interior, acel copil mic și să traduc ce simt eu de acolo și de cele mai multe ori satisfacția mea este când adulții care au acest copil interior, dau din cap că așa este, știau doar că nu puteau să formuleze. Da, este într-adevăr o identificare. Eu nu mai știu dacă sunt altceva decât asta. Uneori în mediul personal, ușor mi se reproșează că tu tot timpul analizezi, tu tot timpul interpretezi, dar tu nu poți să vezi lucrurile așa mai ușor, mai lejer. Nu știu, mintea mea face click imediat când cineva rostește ceva și eu gata, am făcut deja o... Probabil din dorința de a ajuta. Theta Healing ajută foarte mult și din dorința ta de a ajuta, analizezi și dai intuitiv. Da, am intrat pe pilot automat terapeut. Am înțeles. Teacher, hai să începem cu ce amintiri deosebite din copilărie ai legat de pasiunile și sau interesele tale timpurii care au influențat dezvoltarea ulterioară până ai ajuns în punctul de acum. Interesantă Filozofic întrebare. vorbind. Filozofic vorbind. Interesantă întrebare, nu mi-a mai pus nimeni întrebarea asta, nici chiar eu însă nu mi-am pus-o. Și asta înseamnă că să vedem ce răspuns iese. Ce anume spui tu din copilăria mea, din experiențele din copilărie, ar fi putut să mă pună pe acest drum al cunoașterii personale, al intervenției mele în viața altor persoane, păi aș zice că cărțile. Probabil că a fost o înzestrare cu care am venit, o dorință de a cunoaște, de a afla. Am început să citesc de când am început să citesc.
să citesc cărți, romane, uneori romane care nu erau la timpul lor, am și mâncat bătaie pentru că citeam Femeia în alb la 10 ani. Când o prietenă de-a mamei a spus, dar tu o lasă să citească astfel de carte? Mă rog, nu cred că bătaie, dar o ceartă am luat. Tot timpul am fost interesată să intru în povești, în situații de viață trăite. Și cred că asta a fost un aspect. Un alt aspect care m-a adus pe acest drum a fost faptul, ar fi putut să fie faptul că am fost destul de timidă. Și atunci, timidă fiind, am avut timpul să studiez oameni. Nesigură fiind, analizam oamenii să îmi dau seama când aș putea eu să intervin, când aș putea să spun eu ceva, dar să nu fie ceva greșit și să fiu cumva dată la o parte. Și asta a fost un lucru bun. Nu am învățat la școală mai mult pentru note, dar învățând pentru note aveam și 10, aveam și 4. Așa că am fost o elevă printre mediocri, deși eticheta care mi s-a pus a fost brânză bună în burduf de câine. Eu n-am înțeles atunci ce înseamnă asta, dar în mod sigur nu însemna că sunt proastă. Asta sigur, da. Poate că ți era, nu mergeai pe drumul cel bun în viziunea altora și atunci sau nu făceai eforturile necesare ca să ajungi acolo unde Sigur și ar era fi. asta. Da. Pentru Ai. mintea mea nu știam ce vrea să spună burduf de câine. Încercam să-mi imaginez ce la burduf de câine. Am înțeles, am înțeles. Spune-mi, ce rol a avut educația, apropo, cititul și modelele din copilărie, dacă ai avut anumite modele din copilărie, în formarea ta ca individ și alegerea carierei la care ai ajuns acum, la apogeul ei, bănuiesc. Se poate și mai mult, cu siguranță, dar în momentul ăsta ești formator Theta Healing și o să discutăm și despre faptul că ai studiat la facultatea, ai absolvit facultatea de filozofie, dar intrăm pe parcurs în ele. Deocamdată suntem la faza de copilărie și adolescență. Ok. N-aș putea să spun că în copilărie am avut modele în această direcție și cum n-aș putea să spun nici că eu am ales această meserie. Ea m-a ales pe mine. Eu m-am trezit în această meserie. Cum am ajuns, de ce am fost bine, că interesul meu a fost întotdeauna, am avut această plecare spre comportamentul uman. Eram adolescentă și îmi cumpăram cărți de psihiatrie, deci aveam o curiozitate. Ce puteam eu să înțeleg din cărțile de psihiatrie? La vârsta Înțelegeam nimic, respectivă, da. Da. dar nu. Cred că. Na, eu am mâncat foarte multă bătaie de la mama pentru învățătură. Trebuia să învăț. Și învățam, pentru că eu așa am înțeles că trebuie să iau note, mâncam bătaie din cauza notelor proaste, atunci învățam pentru notă, nu neapărat pentru cunoașterea de acolo. Când învățam, luam 10, când nu învățam, nu știam, nu improvizam, nu știam să improvizez. Am Acum înțeles. mai improvizez. E totul intuitiv la ce faci și e normal. Până la urmă, mesajele le primești de undeva și poți să improvizezi, până la urmă, nu? Da. Am avut și niște dezamăgiri. Am făcut o școală în localitatea în care am învățat. A fost liceu de artă și urma să am intrat la liceu în clasa noua, era pe vremea lui Ceaușescu. Am intrat la liceu, eram liniștită că o să fac arte plastice în continuare, deci nu trebuia să dau eu treaptă sau trebuia doar să desenez și eram bună la asta. Doar că în anul acela s-a desființat liceul de artă. Și a trebuit să mă înscriu la un liceu de
oarecare din localitatea Buzău, unde am crescut eu. Iar asta pentru mine cred că a fost o mare dezamăgire. Cred că atunci eu am înțeles că nu trebuie, mă rog, nu este corect ce am înțeles eu, dar asta am înțeles. Că să nu-ți pui niciodată că vrei să faci ceva, pentru că oricum nu se împlinește. Și atunci m-am lăsat un pic în bătaia vântului. Nu mi-am mai dorit nimic. Ne-am dorit să intru la facultate, dar oricum, dacă îmi doream ceva, nu se împlinea. Deci am trăit Era cumva ce convingerea să. ta deja. Era convingerea ta un program. Ca un program că nu are rost să mai fac vreo dorință, să mai impun vreo dorință, pentru că nu se împlinește. Uite, liceul s-a desființat și ce am visat eu nu s-a împlinit. Și am mers la facultate, normal ca în vremea aceea se intra mai greu la facultate, trebuia să dai examen și erau mulți pe loc pentru că m-am dus la drept. Și, bineînțeles, având această convingere că și așa nu ți se împlinește, nu mi s-a împlinit. Mi s-a împlinit alta. M-am căsătorit, am făcut un copil, apoi un alt copil, dar nu e că aceea era o dorință conștientă. Deci, m-am lăsat în voia vieții, așa. Ce a venit spre mine, am luat ca și când asta trebuie să fie, mergem cu ea înainte. Cred că până trecem mai departe, ar fi interesant pentru cei care urmăresc podcastul să le spui cum ai reușit să depășești această convingere sau mergi în continuare pe ea. Nu. Pe de altă parte, după părerea mea, orice trăim noi aici are două fețe. Ca o monedă. O parte bună și o parte rea. Noi considerăm că un lucru este rău, dar el de fapt este bun. Pentru că lăsând lucrurile așa, eu am ajuns pe acest drum. Dacă Te eu făceam arte plastice, ai lăsat să vezi ceea ce ți-a deci, pregătit Dumnezeu pentru tine și tu te-ai dus. ce era în destinul meu și de care eu n-aveam cunoștință în ce este în destinul meu. Eu, dacă aș fi făcut arte plastice, n-aș fi fost ce sunt acum. Dacă aș fi intrat la drept, nu aș fi fost ce sunt acum. Corect. Atunci, destinul s-a desfășurat el. Și o să spun și de ce am înțeles asta. Pentru că cu câțiva ani în urmă, nu foarte mult, am înțeles că din astrologie, nodul nord în casa noua, în Săgetător, înseamnă cunoaștere, școală și predare. Adică la tine, ce ai tu în Adică ce am astrogramul eu tău. în astrograma mea. Deci eu sunt exact pe destinul meu. Dar nu e că mi-am dorit eu, că poate eu m-aș fi chinuit să mă duc în altă direcție și cine știe, probabil că tot aici aș fi ajuns, dar cu altă. Cu multe alte eforturi, poate drumul mult mai greu și așa mai departe. E foarte interesant. Până acum ești prima persoană din toți mentorii pe care i-am avut care vorbește de acest mod de a vedea lucrurile și de a merge în viață, ceea ce vine în contradicție cu ceilalți care spuneau eforturi maxime, sacrificii, chestii de genul ăsta. Ei, iată că tu vii cu o chestie nu inedită, pentru că până la urmă noi o știm lucrând știi că m-ai învățat și pe mine niște lucruri și am acceptat de ceva timp, de câțiva ani și eu, această idee că e bine să lași lucrurile să meargă, pentru că Dumnezeu, dacă are un plan cu tine, te duce pe drumul ăla. Tu doar să accepti acel drum și să trăiești conștient și intuitiv, cumva, să primești informațiile. Mai rămânem. Vrei să mai zici ceva? Scuze-mă, vrei să mai zici ceva? Voiam să spun că atunci, în timpul ăla, eu nu am luat-o cu acceptare. A fost o concluzie luată de mine, trasă de mine, din dezamăgire. Am Deci nu înțeles. a fost luată cu bucurie unde mă vrea viața, ci cu supărare a fost. Doar că ea, uitându-mă în spate, mai târziu, am putut să înțeleg
partea plină a paharului. Da, eu vorbeam de convingerile care sunt, sau percepția despre ce s-a întâmplat atunci, cea de acum. Că atunci, clar că era dezamăgită, poate și resemnată. Mă duc chiar, pierd timpul, iar nu știu ce, știi? Înțeleg situația. Hai să ne oprim un pic și la... Ai călătorit în timpul adolescenței? Nu am călătorit în timpul adolescenței. Nu, În timpul ok. adolescenței eram pe vremea lui Ceaușescu. Păi și care e Eu problema? am. Ce, nu Eu. puteai Păi să și călătorești? unde se călătorea pe vremea lui Ceaușescu? Nu știu, pe în țară, pe munți, pe coclauri, pe... Na. A, te referi la călătorii? Nu, nu prea am călătorit. Ok. Eu am început să călătoresc după ce am intrat în contact cu metoda Theta Healing. Și când am început să predau, exact când am intrat pe destinul meu, care include și călătorii. Am înțeles, am înțeles. Deci nu mai mă leg de întrebarea asta, că dacă n-ai călătorit, era o întrebare legată de chestia asta. Hai să mergem, să mai rămânem un pic pe influența familiei și a comunității. Cum au contribuit familia și comunitatea locală din care ai făcut parte la dezvoltarea ta personală și cum a evoluat acest interes al tău către ceea ce faci acum de-a lungul, pe care l-ai adoptat în viață, pardon. Dacă există ceva ce ai Cum? putea... Normal că există în fiecare experiență din viața noastră, există o contribuție care poate inițial ar părea nebenefică, dar care se dovedește până la urmă benefică. Am Eu înțeles. am crescut până la 10 ani undeva într-un sat. Am ajuns la oraș la 10 ani. Ajungând la oraș la 10 ani, eu am considerat că sunt inferioară celor de la oraș, că eu veneam de la țară și m-am poziționat cumva sub acele persoane. Da? Și am făcut de multe ori asta. Am fost de-a lungul vieții, mai târziu, după 39 de ani, în străinătate. La fel m-am poziționat într-o inferioritate. Și lucrul ăsta m-a ajutat să cred că eu sunt inferioară altor persoane care nu Cum te-a mi-erau ajutat? superioare. Păi, da, și cum te-a ajutat chestia asta dacă tu te judecai? Eu tot spun că judecându-ne prin comparație, ne oprim cumva evoluția. Eu asta o spun, tu poți să mă contrazici, dar merg pe ideea asta. Deci tu te duci și spui, domnule, eu sunt inferioară lui și totuși te-a ajutat chestia asta, te rog să-mi spui cum te-a ajutat. Genius, Așa, repet, să... orice lucru din acest plan, din această existență, are două fețe. Corect. Una bună și una rea. Așa zis rea și așa zis bună. Ah, deci e Pentru că noi iluzia. nu știm dacă e bună sau rea. Te refer la Știm iluzie. așa cum o luăm noi. Deci, de ce a fost bine ca eu să cred că sunt inferioară? Ia să Pentru vedem. că m-am uitat la oameni, pentru că am vrut să mă ridic la nivelul lor și ca să mă ridic la nivelul care credeam eu că este superior, că nu era în realitate. Adică eu aveam o educație mult mai riguroasă și mai venind de la Spartan. țară, cei care erau la oraș, chiar și când m-am dus în străinătate. Dar eu, crezând asta, a trebuit să studiez tot timpul, să mă îmbunătățesc, să mă perfecționez. Am înțeles acum. Ideea era că în mintea mea era cumva la început, când ai început să spui lucrurile astea, faptul că un om care nu are și caracter puternic se duce spre depresie în condițiile astea. De asta spuneam că nu mi se pare tocmai ok. Știi? Adică, domnule, stau și mă compar cu ăla, nu pot să fiu ca el. A, nu, tu te-ai motivat și ai vrut să atingi un nivel pe care ți-l impuneai singură de altfel. Normal că avem două căi, una în sus și una în jos, dacă suntem în planul dual. Acum Corect. depinde și de nivelul de conștiință al celui întrupat și, eu știu, mai depinde și de natura mea, așa a fost, să iau lucrurile bune, să apreciez
ce este în viața mea, în comparație cu alții, da? Că nu avem cum să facem altfel. Da? Ca să putem să definim un lucru, trebuie să-l comparăm cu altceva. Și atunci am văzut cât sunt eu de privilegiată și ce șanse, ce puține șanse au alți oameni. Care au impresia că li se cuvine și nu mai fac nimic, de exemplu, nu? E o idee și Nu asta. știu, eu nu știu dacă mă uit așa la oameni, că sunt oameni într-adevăr care nu au avut nici mediu. Eu am avut șansa să mă nasc într-o familie medie, care în casa noastră erau cărți la care eu am avut acces. Dar sunt oameni care s-au născut în familii în care nu existau cărți. Unii nu au făcut nimic cu asta, alții s-au dus în altă parte, la bibliotecă, și au citit, nu? Deci depinde, nu aș putea să elaborez o judecată că unii fac sau alții nu fac. Fiecare este exact acolo unde poate. Noi vrem, mulți oameni vrem. Asta eu spun mereu. Vrem. Important e să și putem. Și să și perseverăm și să avem și ambiția de a reuși, nu? Hai că le-am completat eu bine, le-am făcut bine împreună aici cumva. Hai să trecem la hobby-uri și pasiuni ca să epuizăm adolescența și tinerețea cumva. Ce hobby-uri sau pasiuni aveai în adolescență și cum au contribuit acestea la dezvoltarea ta de până acum? De acum, nu de până acum. Păi, continui să spun, nu aveam alte hobby-uri decât citit. Atât. Citeam cu lanterna sub plapumă sau citeam pe un scaun în bucătărie, ca să nu mă ia somnul, o carte de 300 de pagini. Și ăsta era un alt hobby, nu am avut, pentru că era destul de restrictiv timpul Nu, în mă care eu gândeam că aveam, era adolescența mea. Nu mă gând... mi-amintesc să fi avut vreun hobby. mă Apoi, la ora gândeam că X, trebuia să fiu acasă. Am avut o mamă exigentă și restrictivă. am înțeles. Nu, mă gândeam că făcând liceu de artă, cine știe, pictura poate fi un hobby până la urmă, dacă nu o faci ca o profesie sau grafică sau mai știu eu ce. Bun, dar ai spus că ai S-a citit. încheiat Ok. atunci. S-a încheiat cu pictura atunci. Când s-a terminat liceul? Mă rog, era intrarea la liceu. Ah, am înțeles. Care au fost principalele provocări? Iartă-mă. Care au fost principalele provocări cu care te-ai confruntat în tinerețe și ce învățăminte ai tras din aceste experiențe? Doamne, ce întrebări grele pui! Ce să fac? Asta e meseria. Să Principalele scoți tot ce e provocări mai bun din tine. cu care m-am confruntat în tinerețe. Ce pot să spun asta? La 32 de ani, cred, am avut un moment de trezire. Asta am mai spus-o de câteva ori, o spun deseori în cadrul cursurilor. Deci la 32 de ani am făcut o analiză a vieții mele. Aveam doi copii, aveam un apartament, mașină, deci aveam o familie, aveam soț, aveam job bun și am trecut așa, mi-a trecut un gând, ca o retrospectivă. Am asta, 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 asta și acum Ce lipsește? ce fac? Era ca și când eu împlinisem ceva și îmi dădeam seama că am împlinit și acum ce fac? Și acela a fost momentul de trezire. Din momentul acela a apărut la 32 de ani o oportunitate prin care eu am avut acces la cărți de dezvoltare personală. Dale Carnegie, Zig Ziglar, Anthony Robbins, multe cărți
de dezvoltare personală, care nu erau pe piață, erau doar în cadrul unui sistem de dezvoltare din cadrul unui network marketing. Și atunci am citit în cărți și am văzut că dacă vrei să realizezi ceva în viață, trebuie să știi ce. Și am început să-mi doresc mai mult, adică mai mult decât serviciu, mai mult decât ce aveam. Visam la o viață diferită, ceva pe care nu puteam să o definez, dar simțeam că trebuie să fie ceva mai mare, ceva mai mult. Nu știam, poate bani mulți reprezenta acest ceva mai mult, poate un stil de viață ceva mai mult, nu știam să definez. Dar era clar că era această năzuință a sufletului de a evolua. Deci Și sufletul cerea chestia asta. Nu mintea, nu corpul. nu. Sufletul. Păi sufletul cere asta, dar noi traducem această nevoie, e năzuință, nu e nevoie. Sufletul nu are nevoie, el are doar aspirații, năzuințe. Noi venim să evoluăm, da? Și asta este năzuința sufletului nostru. Iar noi o traducem în realitatea noastră concretă prin mai mulți bani, mai mult. Se observă că oamenii fac mai mult și vor mai mult. Pentru că nu acela este, de fapt, nu e Ce aceea vrea năzuință sufletul. Nu, ce nu vrea e ce vrea sufletul. sufletul, cu adevărat, da. Sufletul vrea să evolueze, Vrea să iubire și crească, poate nu e, nu? Adică să el se crească. crește cu iubire, nu? Sufletul, eu așa am înțeles din ce am citit. Și atunci, pe lângă ceea ce spui tu că sunt năzuințe, cred că una din năzuințele sufletului este chiar aceasta. Nu vrea bani, nu vrea avere, vrea afectivitate, vrea iubire, în primul rând. Dar Și o de aici. are. Sufletul este iubire. Eu nu știu de ce ar vrea sufletul ceva. El vrea să evolueze, să se apropie de Dumnezeu. Mai mult, să se reîntoarcă la tata, la matrice. Ca și când picătura vrea să se reîntoarcă în ocean. Să fie oceanul. De fapt, este oceanul. Dar atunci când e separată de ocean, lipsindu-i oceanul, el nu știe ce lipsește. Crede că îi lipsesc banii, îi lipsește iubirea, îi lipsește. Da, iubirea e. N-are cum să lipsească. Ea e. Doar că E mai sunt foarte și alte. interesant. E foarte interesant că, vezi, pe parcursul vieții vedem iubirea ca ceva care e și nu e. De? Și o condiționăm de o persoană sau de o stare sau de mai știu eu ce. Dar ce spui tu are sens și îți mulțumesc. Chiar și am mai învățat ceva de la tine. Mergem mai departe? Da? Ok. Hai să ajungem la experiența din străinătate și să vedem cum a fost perioada petrecută în Madrid, pe urmă cea în Roma și cum au influențat această experiență, evoluția ta personală și profesională care te-a dus să fii ceea ce ești astăzi și anume formator în Theta Healing. Da. Spuneam că pe la 32 de ani a apărut această deschidere către dezvoltarea personală, care te îmbată cumva, mai ales într-un sistem de network marketing, te îmbată și te târăște spre care e de fapt mai degrabă o dorință a ego-ului, că tot îți place ție cuvântul ăsta. Ego. E o dorință a ego. Vreau să fiu mai mult. Vreau să am mai mult. Vreau De să. unde ai tras concluzia că îmi place mie cuvântul ăsta, ego? Am văzut de mai multe ori la tine ego Da, dar eu lupt împotriva lui cumva, pentru că îmi dau seama că face Nu. foarte mult rău. Cum să lupți împotriva ego-ului? Da, El pentru că. trebuie integrat, înțeles, Ah, asimilat. da, bine, ok, m-am exprimat greșit, ar trebui să-l integrez, nu să mă lupt cu el. Am înțeles, ok, bine, Okay. Dice, te rog, continuă, scuze-mă, te-am întrerupt.
Așa. Deci, în perioada aia de la 32 până la 39, eu voiam mai mult, mai mult, mai mult, mai mult și nu prea se întâmpla asta. Eram bine în viața mea, dar eu eram nemulțumită. Eram nemulțumită de ce era în jurul meu, că nu eram acolo unde aș fi vrut eu să fiu. Și atunci a apărut această oportunitate de a avea mai mult. Mergi la muncă în străinătate. Atunci aveam 150 de euro salariu, aveam 39 de ani. Și în străinătate mi s-au oferit 600 de euro. Normal, când vrei mai mult, da? Te duci. E, dar eu nu știam că asta este calea mea, este ceea ce a pregătit spiritul meu pentru mine. Pentru că am ajuns într-o postură în care am putut să văd unde sunt, unde am fost și unde am ajuns. Și de acolo a trebuit să trăiesc smerenia. Nu m-am simțit niciodată umilită, nicăieri unde am fost. Am fost tratată extraordinar, dar eu m-am văzut în hainele menajere. Eu m-am văzut în îndeletnicirile menajere. Ce, dar am avut grijă în primul meu job, în prima mea ieșire din stadiu de doamnă în stadiu de slujnică. Am lucrat cu o doamnă bolnavă de scleroză multiplă, în cărucior cu rotile, de vârsta mamei mele. Și n-am mai putut să-mi plâng viața în preajma acestei femei. A trebuit să transform ceea ce trăiesc eu acolo. Mă rog, munceam. Trebuia să o ridic, să o pun pe scaun, să o dau de pe scaun, să o pun pe lift, să o dau de pe lift, să o pun pe alt scaun, să o duc la masă, să o pun în pat. De 20 de ori pe zi o ridicam din poziția în care era și o puneam în altă poziție. Am fost respectată, iubită. Ei și-au schimbat impresia despre români cât am stat acolo în casă, dar eu am zis așa. Dacă eu pot să merg pe stradă cu căștile în urechi, să ascult Vangelis și să merg în pas de marș, dacă pot să mă bucur de copaci înfloriți, dacă pot să merg de mână cu cineva printr-un parc, dacă pot să alerg, înseamnă că sunt foarte bine în viața mea, în timp ce această femeie așteaptă să fie curățată, spălată. Nu se mai poate bucura de nimic. Deci eu trebuie să apreciez viața și eu de la femeia aia am învățat să apreciez viața. Și am transformat munca pe care am făcut-o eu în condițiile astea. Dacă spălam un WC-ul, spălam ceva din karma mea. Dacă spălam, nu știu de unde îmi veneau lucrurile alea. Dar eu trebuia să transform, eu trebuia să Am învățat, a fost o lecție pentru mine. Să te transformi pe tine, de fapt, nu? Adică să lucrezi la tine prin tot ceea ce făceai. Și ai deprins smerenia, da? Smerenia, ai deprins, iartă-mă, dar îmi place să punctez, știi, în timpul emisiunii, ca telespectatorii să preia de la invitați ce anume au deprins ei în cursul existenței lor. Deci smerenia, ai învățat să apreciezi ceea ce ai, nu? Și să te bucuri totodată de ceea ce ai, nu? Am tradus bine, da? Da. Dar în Ok. același timp, am curățat în interiorul meu. Deci, mi s-a întâmplat odată să, într-un loc de muncă în Italia asta, să mă pună doamna de acolo, fiindcă nu mai avea ce să-mi dea de făcut, să smulg de pe copaci niște copaci care erau la potarul grădinii ei, era iederă pe acei copaci. Și mi-a zis să smulg iedera aia, să o tai și să o pun la poartă că vine cu noi. Și mă uitam la iedera aia
printre niște chiparoși era, și făceau așa un fel de perdea verde și zic, asta e nebună. Uite ce frumos este. Și am început să trag de iedera aia și zic, bine, ok, asta e. Și când am scos iedera, am văzut, atunci am aflat, că eram ignorantă, nici acum nu sunt prea știutoare, am văzut că iedera este un parazit. Și că iedera se hrănește din țeva copacului. Și că cilii iederei erau înfipți în tulpina copacului și deci îi luau din sebă. Ea nu era proastă. Ea știa. Astea, da. Și când am descoperit asta, atunci am zis, știi ceva? Eu, prin această curățare a acestei iedere, acestor paraziți, curăț și la mine. Și am început să, eram toată zgâriată pe aici, cu foarte, că să strâng. Am scos afară un morman de iedere, dar a fost o curățare. Apoi m-a pus să-i fac curat în subsol. Iar am zis, ce? Nu era nimic în subsol, era niște păianjeni, atâta. M-am dus cu o lanternă, că n-avea nici bec acolo, și am început, erau mai multe cămăruțe în subsolul ăla. Și am zis, ok, îmi fac curat în subsolurile mele. Și am făcut chestia asta. Și la 2 zile m-a dat afară. Din momentul ăla, eu nu am mai putut, deci nu am mai avut loc în mediul ăla. Nu am mai avut loc. Din momentul ăla, predasem deja primul curs în 2012, și din momentul ăla, acel mediu m-a aruncat afară. Și interesant. De aceea, de multe ori spun la cursuri, iubește ceea ce faci, indiferent ce faci, ca să ai ceea ce iubești, ca să faci ceea ce iubești. Super. Hai să facem legătură. E foarte interesant ce ai spus. Am senzația că erai într-un proces de vizualizare continuă și de vindecare continuă, pentru că ceea ce făceai, făceai prin vizualizare. Dădeai, treceai tu iedera fizic, dar tu în mintea ta smulgeai tot ce era ce nu aveai nevoie de altfel, nu? Aruncai gunoiul care îl strânsese de-a lungul vieții. Deci, practic, erai într-un proces de vizualizare continuă și de vindecare continuă. Și în același timp, în timp ce făceam curat în casele lor, eu aveam un telefon în care îmi înregistrasem fraze din Louise Hay. Mi le selectasem eu, făcusem eu, îmi înregistrasem eu și stăteam cu căștile la urechi, ștergând pe acolo și ascultând acele fraze, afirmații. Dar și asta a contribuit. Adică eu lucram cu mine, ascultam conferințe, ascultam, deci în timpul ăsta mă și pregăteam și eram acolo pentru că eram trebuia acolo. să te întreții, până la urmă. Nu trebuia să faci ceva să te întreții. Exact cum a făcut Anthony Robbins, că spunea la un moment dat că înainte să apuce de treabă a investit în mii de ore de conferințe, de casete, de tot felul de lucruri de genul ăsta și ulterior a ajuns cine a ajuns. Îmi place tare mult Anthony Robbins, că tot l-ai adus în discuție. Hai să ne apropiem acum de Theta Healing și să zic așa o întrebare. Hai să explorăm cum ai descoperit terapia Theta Healing, ce te-a atras în acest domeniu și cum ai evoluat de la cursant la formator în această tehnică. Păi am descoperit-o tot atunci, în acele căutări, când lucram în străinătate. Cum? Cum am descoperit-o? Eu până să plec la 39 de ani, am intrat în contact cu cărțile de spiritualitate și am citit Conversații cu Dumnezeu. Conversații cu Dumnezeu, cred că a fost cartea care m-a izbit. Pentru că atunci s-a petrecut plecarea mea, care a fost de pe o zi pe alta. Și deci eram în studiu.
Și pentru că exista internet, internetul a fost cel mai mare bun prieten al meu. Și pentru că de acum știam italiană, puteam să citeam într-o carte un nume și mă duceam să-l caut pe internet. Găseam pe internet acel nume, găseam cărți, mă duceam și cumpăram cărțile în italiană de sau CD-uri. Eu am o mulțime de DVD-uri din anii ăia, 2008-2010, în italiană, cu Joe Dispenza, cu Greg Braden, pe care le-am ascultat și le-am reascultat în căști. Adică mie nu mi s-a întâmplat asta peste noapte. Spuneai că unii fac cu efort. Nu a fost efort pentru că mi-a făcut plăcere, dar a fost Ai fost turnul. perseverentă, da. A fost perseverența. Turnul, nu? De asta eu am început să mă identific cu... Pentru că dacă eu stăteam că și ascultam oamenii ăștia tot timpul... La un moment dat am făcut chestia asta Și și... atunci, tot căutând așa pe internet, am dat de Theta Healing, care a început să fac așa, Theta Healing. Știi cum face un titlu din ăsta de reclamă? Se mișcă Theta Healing. Măi, ce o fie asta? Și am început să cercetez și ușor, ușor am ajuns acolo. Mă rog, cum am ajuns eu instructor? A fost o poveste... Parcă e cusută cu oață albă, știi? De ce? Pentru că lucrurile s-au întâmplat Prea bine au fost așezate, nu? Asta vreau să... Au Da. fost multe sincronicități. Adică am fost ajutată de o mână a destinului. Eram pe calea mea, geniu. Am înțeles. Mare lucru să știi. Extraordinar să ai această șansă în viață. Să te duci pe drumul tău, chiar dacă nu întotdeauna ești conștient, dar să fii acolo pe drumul tău și să, pentru că în mintea mea cel puțin, în momentul în care ești pe drumul tău, ai și protecția de undeva de sus pentru a ajunge la obiectivul pe care trebuie să-l atingi. Eu așa văd lucrurile. Dacă greșesc, te rog să mă corectezi. Așa este, da. Am înțeles. Au fost vindecări în Theta Healing? Ai amintiri revelatoare despre anumite vindecări, poate una, hai să luăm una cea mai, care e mai aproape de sufletul tău. La ce fel de vindecări te referi? La vindecări fizice sau M-aș vindecări? referi, da, m-aș referi în primul rând la vindecări fizice, pentru că știu că Diana Stival... Da. Eu am auzit de vindecări fizice. Dar vindecări la nivel de suflet, la astea am participat la foarte multe vindecări. La, eu consider boală a sufletului și problemele existențiale, nu numai boala fizică. Când ajunge o durere la corp, înseamnă că ea a trecut o limită. Noi nu ne-am uitat la durerea interioară, nu ne-am uitat la suferință. Am trecut peste ea, am mers mai departe, n-am luat-o în serios. Am acoperit-o cu tot felul de, chiar și afirmații, și n-am investigat, n-am chestionat, n-am încercat să ne uităm la noi. Poate am dat vina pe viață, am dat vina pe altul, pe celălalt, dar durerea a rămas acolo, în câmpul nostru, în suflet, și se duce în fizic. Da, iartă-mă că vreau să fim cât se poate da, de noi folosim asta, durerea din suflet, că sufletul este rănit, că sufletul este doare, poate să fie spus așa, că te doare în suflet. Poate, putem să și spunem apoi așa, deși sufletul este... Suntem noi, adică identitatea noastră. Una, una. Da. Ai făcut vindecarea sufletului rănit? Ai aplicat-o vreodată? Cum vreodată? Păi eu aplic tot timpul.
Iartă-mă. Da, a fost o Păi, întrebare fără stupidă. vindecarea sufletului rănit, uite, vindecarea, hai să spunem, că vindecarea sufletului rănit este o procedură din metoda Theta Healing care contribuie la asanarea, la vindecarea unei probleme. Nu rezolvă doar vindecarea sufletului, ci problema trebuie chestionată, investigată, găsită cauza, rădăcina și apoi aplicate procedurile pe care le învățăm noi la Theta Healing. Iar vindecarea sufletului rănit este una dintre ele. Dacă am aplicat odată vindecarea sufletului rănit, să zicem că am participat la curs, ăsta face parte din cursul avansat, și am făcut vindecarea sufletului rănit. Și noi spunem, gata, ne-am vindecat sufletul. Nu este adevărat. Pentru că trebuie Sunt văzută convins, nu e bine. fiecare situație în parte în care ți s-a rănit sufletul. Păi și dacă facem acea procedură cu sfera, cu nu știu ce, când se, practic sunt eliminate toate problemele acumulate în suflet și sfera se întoarce, mă rog, știi Da, foarte dar bine cu pentru acea vizualizarea. situație, hai să dăm un exemplu. Să zicem că atunci când erai mic, tata o bătea pe mamă. Tu erai mic și normal că viața mamei tale era pusă în pericol. Și trăiai această agresiune ca pe o posibilitate de a-ți pierde tu viața. Dacă moare mama, eu mor. Dar lucrurile astea se repetă. E primul strat, cel de supraviețuire. Ești mic și nu știi ce se întâmplă. Mama e supărată, plânge, poate e leșinată. Și apare primul strat. Dacă moare mama, eu mor. Trec ani și tu îți dai seama că nu mori. Dar te doare faptul că mama ta este lovită. Și atunci ai vrea să faci ceva. Te simți neputincios pentru că tu ești mic pe lângă tata. Și acumulezi o furie în interiorul tău, o furie, o furie. Când o să fiu eu mare, să vezi ce fac. Ca un fel de jurământ, de promisiune pe care De să vezi, programare, de de programare. programare, să vezi ce fac. Da? Și ajungi mare, dar tu nu mai știi lucrurile astea. Că ai promis, că ai. Ele sunt în subconștient, sedimentate acum. Și să zicem că te-ai căsătorit și nu știu ce ai luat din experiența asta. Tu nu ți atingi soția. Adică excluzi să-ți atingi soția. Adică să faci ce a făcut tatăl. Să faci ce pentru tine este dureros ce ai trăit și nu ți atingi soția. Nu, nici măcar nu ridici tonul la ea. Dar ea o cere. Da? E ca și când ar fi trebuit să devii mai ferm, dar tu nu ești. Și te și înșeală cu altul, pentru că tu ești prea moale. Ea se duce la un bărbat care este ceva mai, are un pic de agresivitate, E mai și dominator. atunci vii la terapie. Vii la terapie și aflăm din ce cauză dai peste astfel de femei. De ce nu-ți poți manifesta fermitatea, capacitatea de a pune limite, de a te impune. Nu trebuie să te impui prin forță, dar tu nu te mai impui deloc. Am Și văzut atunci cazul, da. se descoperă asta, merge așa și ajungi unde ai făcut această promisiune, schimbi convingeri pe care. Deci este ca o descoperire a unei convingeri.
faci vindecarea sufletului rănit. De fiecare dată când sufletul tău s-a spart, când mama ta Supărat. mânca paie și tu nu puteai să faci nimic. Și ai făcut această vindecare a copilului, a sufletului rănit, pentru această situație. Dar crezi că doar asta a fost în viața ta, doar astea sunt lucrurile din viața ta? Nu, Atunci, sunt mai multe. și atunci ce facem? Identificăm soluțiile, pardon, identificăm rănile, da? Ce a produs acele răni și în momentul în care facem această vindecare, practic vizualizăm cum acele răni, după ce le-am identificat, dispar, nu? În sfera respectivă. Deci Da. asta e. Sunt două chestii. Întâi le identificăm și apoi mergem la vindecarea. Ok. Bun, perfect. E un exemplu și maestru din tine ne-a învățat cum să procedăm. Dar ai vreo amintire revelatoare despre vindecare, indiferent de ce natură ar fi ea? Fizic ai zis că doar ai văzut, la modul ăsta, sufletească, mentală până la urmă, care a produs schimbări majore și au rămas așa. Măi, eu am ascultat și am lucrat cu foarte mulți oameni, cu sute de oameni. Fiecare lucrare care s-a petrecut acolo a adus vindecare. Amintire, să zic, eu fac terapie. Am zilnic persoane în terapie. Unii care vin doar să mai dezlușească ceva din interiorul lor, ce nu un fel de blocaj pe care îl percep, ceva care nu le iese, ceva care se repetă, și lucrăm asupra acelui aspect și lucrurile se deblochează. Adică am tot felul de feedback-uri. Georgeta, Theta Healing chiar funcționează, mi-a scris fată de 27 de ani. Să-ți povestesc ce, după ce am făcut noi o lucrare aici la mine în Păișor, să-ți povestesc cum au decurs lucrurile, adică s-au schimbat în realitatea ei. Bineînțeles că nu este de ajuns o singură discuție. E nevoie de lucru interior destul de aplicat. Altă doamnă a venit la mine vreo 10 sesiuni și pe la 8-a sesiune vin așa foarte mândră, dar mi-a spus la sfârșit, după ce am mai plâns și era foarte tulburată, zice Georgeta, am venit și m-am așezat așa ca o floricică, gândindu-mă, ia să vedem ce mai găsește George. Era fiind sigură că nu o să mai găsești nimic. Și am, plecând de la o situație de viața ei care îi dădea de furcă, am mers să vedem care este sămânța. Când s-a pus acolo sentimentul ăla care recreează, reeditează situații de viață. Am înțeles. Noi avem tot timpul de lucru cu noi. Pentru că asta este, noi mergem spre desăvârșire sau mântuire sau iluminare. Trebuie să ne eliberăm, cum spui tu, să îmbrățișăm acest ego. Oamenii ajung să se intereseze când îi doare. De obicei, oamenii vin la cursuri, vin la terapie, când nu mai pot. Pentru că situațiile din viața lor se repetă, se repetă. Sau durerea, să zicem că nu este la nivel de fizic, dar dacă nu faci ceva, ajunge la fizic. Sunt o mulțime de oameni care, normal că acumulează frustrări, ranchiuni, resentimente, judecăți, spune că ăla nu mi-a făcut, aia mi-a făcut, lumea este nedreaptă, lumea face așa, dar nu este acolo problema. Problema este să te duci la tine și să vezi de ce crezi că lumea este nedreaptă. De ce crezi că oamenii sunt așa? De ce crezi că oamenii sunt pe dincolo?
De ce crezi că femeile sunt așa? De ce crezi că bărbații sunt așa? Pentru că nu sunt așa. Se manifestă în viața ta conform a ceea ce tu știi. Când ai aflat că oamenii sunt așa? Hai să ne ducem în copilărie. Este o strategie de supraviețuire. Ca să tu să te ferești, pentru că cine știe ce ai înțeles cu instrumentele pe care le aveai la 3 ani? Vezi, eu niciodată nu o să am încredere în oameni. Sau ți s-a Adică, sugerat chestia asta? cine știe care este lecția ta de viață? Deci fiecare genius, fiecare om, fiecare entitate întrupată aici este responsabilă și de părinții pe care îi are. Că i s-a sugerat, este responsabilă că i s-a sugerat. Da, deci nu este nimeni de vină, ești responsabil. Fiecare entitate, ca să poată să înceapă să lucreze cu el, trebuie să admită ideea că este responsabil de ceea ce este în viața lui. Nu că X, nu că Y, nu că guvernul, nu că nu știu ce, nu știu cine. Deci eu sunt responsabil. Când Da, ajungi, admiți asta, abia atunci începe vindecarea. da. Cu ce te-a ajutat pe tine această experiență Theta Healing? Atât ca elev, cât și ca formator, ca profesor. Da, în primul rând, eu sunt elev. Da. Și Theta Healing este un instrument cu care noi lucrăm asupra noastră. Sunt și alte instrumente. NLP, cum spui, nu știu cât este de spiritual, Da, dar e adevărat. Theta Healing este o metodă care atinge și planul spiritual, și lecțiile de spiritualitate, și înțelegerea lecțiilor este o conștientizare a evoluției. Și Theta Healing are tot ce trebuie. Adică are și pentru planul psihologic, și pentru planul emoțional, și pentru planul spiritual. Eu nu mă pot lipsi de Theta Healing, nu că mă ajută, n-am cum, este un mod de a fi. Instrumentele pe care le învățăm în cadrul celor 3 cursuri, tot timpul sunt la îndemâna noastră, ca și când aș avea cuțitul și bisturiu și foarfeca. Și de fiecare dată când identific o situație exterioară, mă duc în interiorul meu și găsesc în interiorul meu când am tras acea concluzie, când m-am protejat cu acel mod de gândire și ce mi-a adus bun acest mod de gândire. Pentru că, cum am zis în prima parte, faptul că eu credeam că dacă nu mai îmi pun dorințe, n-am cum oricum să le împlinesc, este un lucru bun aici. Pentru că m-am Da, dar e lăsat riscant. asta Teacher, e. e riscant, să știi totodată. Pentru cei care trăiesc în lumea materială foarte mult, acest lucru este riscant. Pentru Da, dar că eu nu vorbesc ca să fie un model. Eu vorbesc din punctul ți meu s-a de folosit. vedere, Am cum m-a înțeles. ajutat pe mine o credință, pentru că toate credințele noastre, care inițial par că ne protejează de lume, de oameni, au și o parte spirituală în ele, pe Înțeles. care va trebui să punem lumină și Theta Healing ne ajută să devenim mai buni, mai deschiși, mai iubitor de oameni, că asta este evoluția. Să iubim pe toți. Noi vorbim genius de iubire necondiționată. Iubire necondiționată este să iubim tot. Asta înseamnă. Un om, ca un om să fie capabil să iubească necondiționat, aici, în lumea asta, îl duce la spitalul de nebuni. Da, așa este. Da? Deci, iubire necondiționată înseamnă să iubești și pe ăla care te scuipă, și pe ăla care spune piedică, și pe ăla care îți țapă groapa, da?
Aia înseamnă iubire necondiționată. Nu poți să iubești o singură persoană să fie iubire necondiționată. Cine e capabil de iubire necondiționată, iubește tot. Și prostituata, și homeless-ul care miroase, tot, și noroiul, tot iubește. Aia e iubire necondiționată. E capabil vreun om de asta? Nu, a fost mântuitorul. Atât, din ce știu. Eu încerc, sincer, să fiu, dar nu reușesc întotdeauna și îmi cunosc limitele, dar este dorința mea fundamentală, sincer, să fiu și mă construiesc de ani de zile de când am început Theta Healing-ul. Uite, acum îmi dau seama, discutând cu tine, că undeva în mintea mea s-a sedimentat această dorință de a trăi într-o iubire necondiționată, tot ceea ce trăiesc zilnic. Încă de sau după ce am făcut primul curs de Theta Healing cu Valentina, cu care sper să fac emisiuni cât mai curând. Hai să trecem la capitolul filozofie. Da? În urmă cu câțiva ani ai început facultatea de filozofie, te-ai înscris și vreau să știu cum a contribuit această educație la dezvoltarea ta actuală, în prezent. Cum ești tu față de cum erai înainte să începi? Facultatea de filozofie a fost un vis împlinit. O frustrare pe care am avut-o din adolescență, că nu am reușit la facultate și că drumul meu a luat o altă turnură. Nu? Am hotărât ca la vârsta de 53 de ani să merg la facultate de filozofie. Am terminat-o la 56 de ani. Normal că m-a schimbat foarte mult facultatea. Foarte, foarte mult. Pentru că am fost într-o lume elevată, de cunoaștere elevată. A trebuit să studiez lucruri pe care eu parcă le știam, știi? Parcă erau acolo. Nu este o facultate ușoară, este o facultate dificilă, pentru că este foarte multă materie, iar facultatea de filosofie din București, are o exigență ridicată. Acolo sunt filozofii noștri din țara noastră. Și m-a schimbat foarte mult, facultatea. Mi-a dat foarte mult. Cum se îmbină? Se Scuza-mă. îmbină, da, se îmbină. Sigur că Vreau să... la filozofie înveți despre viață, despre moarte, despre om, despre ce este omul, ce este viața, ce este asta au studiat filozofii. Totul a pornit din filozofie. Vreau să întreb cum se îmbină cu Theta Healing-ul, dar cum se îmbină și cu constelațiile familiare, că trebuie să vorbim și despre faptul că în momentul ăsta, din ce am discutat, mi-ai spus că îți place foarte mult această tehnică, constelațiile familiare, și că ai început să te trainezi și pe zona asta. Te rog. Eu m-am dus către această cunoaștere a lui Bert Hellinger pentru că m-a fascinat. Adică când am auzit anumite idei din filozofia lui, le-am considerat adevărate. Am simțit că este adevăr în ele. Și Hellinger a fost un pasionat de filozofie. Și a descoperit niște legi prin studiu, prin experiment, din experiență. A descoperit niște legi și par că așa este. Și acum nu știu dacă o să fiu trainer de constelații, adică facilitator, că apar n-am. Pentru mine este important că sunt că am intrat în contact cu această cunoaștere, că sunt acolo în câmpul ăla, că învăț de la acești oameni extraordinari care lucrează de mult. Am fost în weekend cu o doamnă care de 40 de ani face constelații. Adică ea e câmpul, nici nu o simți, ea e câmpul. Adică vrei doar să stai în prezența ei și simți cum te
pătrunde câmpul ăla de cunoaștere. Eu Wow. sunt acolo pentru că acolo, în mediul ăsta, mă simt bine, mă simt în elementul meu. Și m-aș duce în mai multe zone de cunoaștere, pentru că da, filozofia e o zonă de cunoaștere, constelațiile o zonă, Theta Healing o zonă, NLP o zonă, psihologia este am descoperit psihologia, este extraordinar să știm lucruri. Sunt ani de studii și de cercetări și este adevăr acolo. Și avem nevoie de cunoașterea asta, să ne înțelegem pe noi. Corect. În primul rând. Teacher, zi-mi, te rog, care sunt proiectele sau planurile de viitor pe care le ai dacă vrei să le zici, dacă nu, nu este obligatoriu, Doamne ferește, și ce urmărești să realizezi în continuare și cum intenționezi să-ți continui impactul în comunitate? Sunt Sunt mai trei multe întrebări întrebări. într-una. Da, sunt trei. Trei deja. Și mai avem una, după aia și încheiem. Eu nu prea m-am schimbat foarte mult. Adică nu prea am obiective. Ah, înțeleg. Deci mergi pe același principiu, Mi-e lași lucrurile să greu curgă. să spun ce vreau peste 5 ani. Eu acum am lucrul ăsta, vine lucrul ăsta către mine, îl primesc, îl studiez, văd ce treabă are cu mine și eu ce treabă am cu el. Nu știu unde să aș fiu peste 5 ani, știi, întrebările astea, abar n-am, nu știu ce să zic. Eu sunt aici și acum și mă bucur de ce este. Numai că mă mai îngrijorez și eu de anumite lucruri, mai mă uit și eu în trecut și mai găsesc niște regrete, mă mai uit la ele, dar le mai rezolv. Ce impact aș vrea eu să am asupra celorlalți? Normal că mi-ar plăcea, pentru că eu am încredere în ceea ce fac și în modalitatea pe care am rafinat-o eu de-a lungul experienței mele. Deci eu pot să fac o terapie la colț de stradă. Aseară am făcut în parcare, până să ne ducem la mașini, fiecare, o săpare. Și ne-am dus exact pe problemă. Până când și doamna cu care avea o problemă și am zis, hai să ne uităm. Sunt extrem de pasionată. Hai să ne uităm. Nu vrei să ne uităm? Pentru că ea este o doamnă foarte deschisă și a lucrat foarte mult. Hai să ne uităm. Și am ajuns undeva extraordinar a fost. Extraordinar. Deci la colț de stradă, la cafea, la tot timpul. Sunt pasionată. Deci proiecția ta pentru ce urmează să faci este întotdeauna are întotdeauna la bază Theta Healing. De aici pornești și poți să construiești eventual proiecte. Poate facem un proiect comun la un moment dat, pentru că am și eu destul de idei și mi-ar plăcea să am un om atât de pregătit ca tine și un om atât de drag mie. Pasionat. Da. Ok, ultima întrebare. Da? Ce sfaturi ai pentru cei care vor să urmeze o carieră în Theta Healing, în filozofie? Te-aș întreba și de constelații familiare, dar ai zis că deocamdată ești în fază de lucru. Și... Deci, după părerea mea, este orice drum către cunoaștere, că sunt constelații, că sunt, nu te poți opri la un singur. E o limitare. Adică, când ai acoperit, să zicem, că nici nu poți să acoperi, nici filozofia nu poți acoperi, nici natura umană nu poți acoperi, dar o iei de colo, de colo. Sfatul este cunoașterea de sine, nu altceva. Doar cunoașterea de sine. Cei mai mulți oameni când vin la Theta Healing, ei spun că vor să-i ajute pe alții. Dar de ce vrei să-i ajuți pe alții? De ce să-i ajuți pe alții?
Dar sfatul care e? Ce să facă ei pentru a Să se ajunge? cunoască pe ei, Și să se după aia? investigheze pe ei. Și, normal, cu cât afli mai mult despre tine, cu atât contribui și cu cât schimbi mai mult la tine, cu atât contribui la pacea și frumusețea lumii. Pentru că totul este în capul nostru. Și pacea și războiul. Și frumusețea și urâțenia. Unde e limita dintre ele? Unde este limita dintre urâțenie și frumusețe? Unde este limita dintre bun și rău? Este Da, doar în mintea noastră. dacă este extrema aici a răului și extrema aici, granița trebuie să ajungă aici. Să fie fină, 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 fină. Așadar, dragii mei, îi mulțumesc George Sultan, vă mulțumesc și vouă că ați vizionat acest podcast și nu încetați să vă abonați cu miile la acest canal. Mulțumesc mult, v-am pupat, numai bine! Mulțumesc și eu!